câștigătorul sezonului 4. Ai umor? Am revenit și iar e timpul să ne lăudăm un pic, pentru că avem din nou alături de noi un cavaler ai umor. Sau mai bine zis, o cavaleriță. Ana Maria Caliță! Noi am dat o scenă, iar ea a făcut istorie. Eu mi-am planificat în capul meu să câștig. Eram în metrou și m-am uitat așa în jurul meu. M-am ridicat în picioare și am zis, eu vreau mai mult de atât. Asta a fost în capul meu și am zis, eu vreau să-mi accept chestia asta de succes în viața mea și vreau să câștig ai umor. Sunt pentru a doua oară în finală și mie mi s-a părut că data trecută v-am satisfăcut și nu mi-ați dat banii. Eram mai copil, cred, nu știu, m-am maturizat cumva experiența asta și plus experiența de după, că a trebuit să fac față unui val foarte mare de hate. Păi am crescut că a trebuit să fac show-uri, de multe ori a trebuit să le fac singură, să scriu mai mult material. Am tot încercat să fie mai bine, mai bine. Acum, nu știu, că e subiectivă treaba asta. Mie mi se pare că da, am crescut profesional. Personal, au fugit toți bărbații. Știi că... M-am întâlnit cu fostul meu și mi-a zis, vai, cum arăți, tot slab ai rămas. Și zic, vai, și cu tot prost ai rămas. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Ana Maria Caliță! Mai, eu cred că ar trebui, și chiar am încurajat o colegă să vină anul acesta și o să spun ce i-am spus ei. Mi se pare că este un mod de expunere eficient. Bună seara! Yeah! Pentru că nu există genul ăsta de emisiune în altă parte. E o provocare foarte mare și mie mi-au plăcut totdeauna provocările. Ce faci, nebunul ăsta? Ce să fac? Am venit în vizită. Voi ce faceți? Sunteți bine? Te așteptam.